Curaj, Găienă, cât e tare. Stimați cetățeni, în primul și în primul rând, bună ziua la toți cei care ne ascultă și ne privesc. Conferința de presă va fi desfășurată sub egida sloganului "Evenimentele ne arată că timpul a sosit." Asta e în legătură cu faptul că de grabă vor fi niște evenimente în țara noastră foarte și foarte importante, și anume alegerile anticipate a Parlamentului, care va avea loc pe data de 11 iulie 2021. La conferința noastră participă vicepreședintele Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, domnul Vladimir Lupașcu, doctor în economie, conferențiar universitar, profesor și membru al Consiliului de Administrație a Uniunii Pensionarilor. Domnul Boris Caranduc, ex-ministru deputat în primul Parlament, președintele Sfatului Economie și Finanțe al Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, membru al Consiliului de Administrație. Domnul Nicolae Stratulat, ex-director de școală, președintele Sfatului Educație și Cultură al Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, membru al Consiliului de Administrație a Uniunii Pensionarilor. Stimați pensionari, oameni ajunși la vârsta înțelepciunii, noi, oamenii în etate, suntem îngrijorați de tot ce se întâmplă în țara noastră. Nu putem fi indiferenți. Totodată suntem și deranjați și de situația în care au nimerit sutele de mii de pensionari. Aici mă refer la apărarea drepturilor oamenilor vârstnici, învoielile de trai, ocrotirea sănătății lor din partea organelor ce le-am încredințat conducerea. Această categorie de cetățeni tot mai mult este umilită, măgulită cu diferite promisiuni deșarte și incorrecte. Sistemul actual de pensii seamănă cu o bombă adevărată ce poate exploda în orice moment. Pensia minimă calculată de Biroul Național de Statistică în 2021, chipurile era de 2104 lei, față de anul precedent, 2020, precum era de 2067 lei. Dar în realitate, 40% din numărul total al pensionarilor primesc pensii sub pragul minim de existență. Cel mai mult dintre ei, circa 400.000 de pensionari, primesc o pensie de 1.100 lei, ba chiar și mai puțin. Sistemul actual al fondurilor de pensii, practic, e epuizat. Numărul angajaților în economie națională și bugetari a scăzut sub numărul de persoane care sunt întreținute de stat, ceea ce distruge temeliile solidarității sociale și face inutil efortul de o viață al oamenilor în așteptarea unei pensii rezonabile. Situația pensionarilor, persoanelor în etate, e dramatică. Indexările care s-au făcut în privința pensiilor oferite de stat persoanelor în etate, adică pensionarilor cum suntem și noi, sunt furate cu circa de 400 lei lunar.
Dacă la începutul anului 2021 salariul mediu era de 3.000 lei, iar pensia de 900 lei, astăzi salariul mediu pe economie s-a dublat până la 6-7.000 lei, iar pensiile au rămas așa precum erau și mai înainte, 1.400 față de 1.800 lei, precum ar trebui să fie conform mecanismului de indexare. Mă întreb și vă întreb, din ce cauză? Asta înseamnă că statul nu simte obligațiunea să urmărească cum trăim noi, oamenii în etate, ce mâncăm și cum ne sfârșim bătrânețele în mizerie și uitare. Indexările de pensii se fac mult sub rata de creștere a salariilor, nemai vorbind de prețurile crescânde, devenind tot mai mari și mai grele pentru noi, toți pensionarii. Astăzi, majoritatea oamenilor în etate trăiesc cu impresia că statul a uitat de cei peste 760.000 de pensionari din Republică. 567.526 dintre care primesc o pensie mai mică de 3.000 lei și 385.143 de pensionari care primesc o pensie sub minimum de existență. În realitate, am fost furați și statul continuă să ne fure. Conform datelor statistice, statul din hrinca de pâine a pensionarilor, cei mai săraci cetățeni acestei țări a furat circa 642 milioane de lei. Furtul se explică prin diminuarea coeficientului de indexare, care are loc deja al doilea an consecutiv. Furtul de la pensionari are loc și prin calcularea incorrectă a coșului minim de consum, deși legislația obligă guvernul că acest coș minim de consum să fie calculat în baza unei metodologii clare, stabilit de un Consiliu Național Independent ce poartă responsabilitate față de popor, pe când la noi este stabilit de Biroul Național de Statistică în temeiul unor manipulări de cifre. În 2017 acesta era de 1.862 lei, iar pentru pensionari 1.570 lei. Calea cea mai ușoară pentru guvernanți și mai ales în perioadele preelectorale de alegeri e de a împărți pomenii, acestea fiind împărțite tot de pe spatele poporului și a pensionarilor. Până la moment am văzut o singură abordare din partea guvernului, mai puțin pensionari și cât mai mici pensii. Aceasta e tot ce pot ei, demonstrând în practica de toate zilele. Adevărata reformă ar fi 1. Mai mulți bani alocați în fondul de pensionare, corelată cu creșterea economiei și numărului de locuri de muncă. 2. Noi tehnologii introduse pentru a crește productivitatea și salariile. 3. Lupta contra salariilor în plic. 4. Susținerea persoanelor în etate de a se recalifica și de a spori veniturile primind o pensie de vârstă. 5. Folosirea rațională a banilor din sistemul asigurărilor sociale, urmărind practicile și standardele internaționale. Și 6. Revizuirea indicatorilor de bază pentru minimul garantat de stat, și anume revizuirea venitului lunar minim garantat de stat, care este utilizat la plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, folosindu-se după o formulă clară de calcul ce ar reflecta
costurile reale pentru minimul de existență. Noi, pensionarii, nu odată am pus în discuție problemele cu care se confruntă oamenii în etate, adresându-ne în toate instanțele, propunând diverse variante, urmărind scopul de a corecta și a veni în ajutorul celor ce astăzi sunt la limita sărăciei, dar din păcate am rămas cu promisiunile măgulitoare ale guvernanților. Colegii mei, profesioniști și cu practică bogată de muncă, se vor opri la unele propuneri cu ajutorul cărora am putea schimba totuși starea deplorabilă în care se află astăzi majoritatea oamenilor în etate. Îl voi ruga să vină în fața dumneavoastră cu un mesaj pe domnul Vladimir Lupașcu. Bunii și stimații noștri conaționali, mă adresez în primul rând la oamenii împliniți, oamenii cu demnitate și cu tendință de a înrădăcina adevărul pe acest meleag al nostru mult pătimit și obișnuit de istorie. Eu am venit aici nu ca un reprezentant al unei formațiuni obștești, dar ca un om simplu, ca un pensionar, și am avut marea cinste să fiu inclus în lista candidaților îndeptați în Parlament din partea Platformei Demnitate și Adevăr. Socot că este un merit care trebuie încă să-l arăt în realitate. Dar vreau să spun că politicul, dacă să vă luăm în genere la momentul de astăzi, s-a compromis în atitudinea față de grijile și nevoile oamenilor în etate, pensionarilor, vârstnicilor, oamenilor din categoria lumea a treia, așa numite cum îi spunem noi. Și prin ce? În primul rând, ei ne socot la etapele diferite sub diferite valori. De pildă, în cadrul campaniilor electorale, suntem valoroși foarte în fața lor. Și, desigur, ne folosesc ca niște mase de oameni care, fără demnitate, și încearcă să ne împungă cu acele acestea narcotizate a pomenilor electorale pentru ca să îi susținem încă 4 ani și iarăși, peste un an sau peste jumătate de an după alegeri, să uite de necesitățile și grijile noastre. Noi am studiat atent programele partidelor politice, concurenților electorali și cu certitudine vrem să spunem că, într-adevăr, cel mai tare ne măgulesc componentele acestor programe în sprijinul pensionarilor, în primul rând a partidelor de dreapta, a partidelor europene, fiindcă noi, pensionarii, la momentul de astăzi trebuie să conștientizăm că tot ajutorul nostru și speranța noastră vine de la apus, de la Uniunea Europeană, fiindcă practicile cele vechi care le-am moștenit de la Uniunea Sovietică nu prelucrează la ziua de astăzi. Și deci vrem cu orice preț să schimbăm lucrurile spre bine. Și platforma DA, eu s-o cot că este unicul partid politic care la toate etapele noastre de luptă cu guvernanții ca să ne audă și să vadă grijile și să ne susțină în ajutorare și în nevoi, le-am susținut de la platforma DA. Chiar și aceleași indexații acum care au fost, fiindcă guvernanții de ieri și care, cu părere greu, încă și astăzi, au încercat chiar și acele mizer reindexare și procent de mărire, majorarea pensiilor, să nu o înfăptuiască la 1 aprilie. Cu ajutorul platformei DA, Parlamentul tot și-a luat decizie pentru a ne ajuta. Desigur că aceasta e un mic ajutor, dar este totuși pentru sute de mii de pensionari nevoiași un ajutor. Deci, noi am analizat că exodul mare care
ne-a păscut și asta ne amenință și în viitor, dacă nu s-au schimbat lucrurile, de populația aptă de muncă, ne va face și mai vulnerabili în fața provocărilor timpului și a istoriei. Și noi, pensionarii, am hotărât totuși să venim cu niște propuneri concrete. Ce vrem noi de la această guvernare? În anul de la noua guvernare, de la noi parlamentari, să ne audă doleanțele și păsul să ne-l simte. Vrem ca, în primul rând, să fie elaborat un mecanism dinamic și reproductiv de mărire permanentă a pensiilor și ajutorului material sociomedical a oamenilor de vârstă a treia, a oamenilor vârstnici. Aceasta se poate făcut nu numai cu alocație din buget, dar cu mobilizarea întregii societăți și, în primul rând, noi sperăm pe un sprijin masiv, material, de la partenerii noștri de afaceri, de la prietenii noștri europeni, de la frații noștri de peste Prut, ca să ne ajute, fiindcă ei de acum au practici foarte dinamice și foarte efective în soluționarea problemelor pensionarilor. Noi vrem ca acea lege care a fost primită în 2016 referitor la 2%, dar care mecanismul este atât de defectuos și înjositor de a-l realiza în practică, să fie într-o măsură care revăzut acest mecanism. În ce constă revederea acestui mecanism? Noi acum suntem asociații obștească, pensionari, eu acum o să mă refer la organizația noastră obștească. Noi suntem organizații obștească și profităm sau beneficiem de serviciile acestei legi și suntem beneficiari acestor 2%. Dar mecanismul de a primi aceste 2% e atât de înjositor că nu ne face față nouă la ziua de astăzi. Vrem ca simplu de tot să nu discredităm alte organizații obștești care s-au antrenat în acest proces, să nu fim văzuți mai pe o treaptă mai superioară, să fim egali în procedura de accesare a acestor 2%, dar cerem ca pensionarii care s-au antrenat în câmpul muncii, atunci, la moment, noi avem 157.000 de pensionari antrenați în câmpul muncii, aceste 2% centralizat să fie redirecționate într-un fond unic de sprijin a oamenilor în etate, de oamenilor nevoiași cu griji mari. Acest fond poate fi transformat într-un fond de sprijin unic financiar al oamenilor în etate, a pensionarilor și a familiilor vulnerabile. Dorim ca acest fond să reproducă singur și să fie alimentat și de alte resurse care tot socotim că aparțin pensionarilor și oamenilor în etate și nu afectează deloc bugetul și politica bugetară pentru a diminua sau a prejudicia celelalte pături a societății. Are în vedere copiii noștri, pedagogii, oamenii care s-au antrenat în muncă și tot primesc salarii care nu pot face față timpului. Dar vrem, în primul rând, să facă o dreptate socială. Uitați-vă, majoritatea actualilor pensionari au fost și sunt jertfă a unor mari lacune admise de guvernanțe precedenți în perioada 1990-92, când procesele inflaționiste i-au sărăcit, i-au lipsit pe toți oamenii din Republică de economiile lor în casele de economii. Sau atunci s-au adunat prin pensionarii noștri și părinții noștri și chiar mulți din noi au avut pensii și vreau să depuneri la case de economie în sumă de 4,7 miliarde de ruble atunci. Această sumă acum să fie reevaluată atinge suma de circa 50 miliarde de dolari. Deci noi am fost prejudiciați, dar nu datorită de ceea anume a istoriei și factori istorici, dar anume din incompetență și neprofesionalism a demnitarilor noștri. Majoritatea republicilor unionale din fosta Uniunii Sovietică au materializat și capitalizat aceste depuneri în casă de economie a
cetățenilor lor. Dar la noi n-au găsit mai mare, vreau zic, politică decât să blocheze, să înghețe eliminarea numeralului din bănci și să dea cuțărita timp de o lună undeva 500 de ruble. Astfel au fost lipsiți de munca de o viață aproape 2 milioane de cetățeni din Republica Moldova. Alt factor păgubos, care tot e un rezultat al administrației necompetente și neinspirate a guvernanților noastre, este procesul de privatizare. 2.200.000 de moldoveni au stat proprietari, coproprietari al bunurilor naționale a țării. Adică sunt moștenitori al patrimoniului țării și prin diferite, vreau zic, metode, aș spune eu, chiar păguboase și bine dirijate, noi practic am fost lipsiți de acest patrimoniu și el a ajuns în mâini la un cerc foarte îngust de oameni care prin diferite mijloace și în primul rând mașinăria de aceasta birocratică au pus o mișcare și au stat stăpânii acestui patrimoniu. Noi vrem acum ca în paralel cu aceea că pensiile trebuie să mărească și e un lucru obiectiv și necesar și știm că țara noastră se află într-o stare foarte grea în dinamica noastră de dezvoltare economică, dar vrem totuși să găsim și alte resurse pentru a sta la baza ca pensionarii noștri, oameni nevoiași, nu rămână animănui și să fie susținuți cât de puțin material, socio-medical și așa mai departe. Propunem aici și alte față de viitorul Parlament și alte modalități de a sprijini acest fond unic de sprijin financiar. El trebuie să fie ca un serviciu unic pe Republică de salvare materială și socială a pensionarilor. Un pensionar dacă are nevoie sau un om care e la limita subexistenței să vină la acest fond să primească ajutorul necesar, să nu îl lăsăm lipsit de ultima posibilitate de a supraviețui pe acest pământ. Și acest fond în dinamic și în reproducție poate să ne aducă beneficii. Asta va fi o așa numit lotul 2 al suportului financiar al pensionarilor. Acest suportul 2, el se dezvoltă efectiv în țările europene. În România, de pildă, există fonduri și fondații care se ocupă cu acumulări permanente și reproductive, sunt fonduri private de pensii, sunt asociații și fundații caritative și care fac lucrurile filantropie. Deci toate acestea trebuie unite într-un circuit unic pentru a nu da guvernanților noștri mai departe să ne folosească pe noi pensionarii ca element de a vota viitorul lor luminos și foarte prosper, dar să ne facem singur viitorul nostru cu forțele proprii. Și trebuie să atingem așa un nivel de conlucrare cu politicul, ca politicul să vie la noi, nu noi să ne ducem să cerșim la acești politicieni. Și pentru noi e o mare enigmă, cum noi am ajuns la această vârstă a împlinirii, încă nu înțelegem încotro să mergem. Da, măcelăria asta sau molimea asta roșie, înțelegi, ne aduce la gândul că în genere dinamica proceselor de revedere și de reconștientizare a populației a rămas la punctul cel inițial când ne-am debarasat de Uniunea Sovietică. Acum noi trebuie într-adevăr să înțelegem că acel om care nu schimbă părerea măcar odată în viață, cum spun și mari gânditori ai lumii, atunci acest om rămâne oropsit și, vreau să zic, sărac. Deci noi trebuie să înțelegem că, să lămurim oamenilor că toate, vreau să zic, posibilitățile noastre de a ne crea un suport financiar, material, în susținerea oamenilor în unitate, asta vine de la democratizarea societății și de la să putem implementa practicile moderne europene.
Alte variante nu sunt. Chiar și vreau să vă spun, am fost nu de mult în Ucraina, ucrainenii de acum au avansat foarte serios pe tărâmul asigurărilor sociale. Au ministerul aparte a pensionarilor, au fonduri serioase venite de la organisme internaționale a oamenilor în etate, este Uniunea Internațională a Pensionarilor și noi am putea miza pe asta. Nu mai trebuie să avem un sprijin serios din partea Parlamentului, viitorului Parlament, Guvernului, ca într-adevăr să lucrăm împreună și să facem tot posibilul ca să nu rămână niciun om nevoiaș, nesusținut la momente grele. Vă mulțumesc frumos! Mai departe, îl rugăm pe domnul ex-ministru, domnul Caranduc, să ne povestească, să vină cu un mesaj tot aproape de starea și situația în care se află astăzi oamenii de vârsta a treia și să facem tot posibilul pentru a le ajuta. Poftiți, domnul. Da, mulțumesc. Stimați cetățeni, noi toți vrem să trăim bine. Și asta o dorință reală, normală, la care trebuie să tindă fiecare. Eu vreau să vă spun că la întreprinderi se creează condiții pentru oameni, când ajung la pensie, condiții pentru pensionari, asta e o dilemă, așa, un factor care trebuie să fie în activitatea tuturor. Fie la stat, fie privat, fie pensionar. Problemele astea eu m-am ocupat de fapt toată viața. Când am plecat de la întreprinderea unde am lucrat vreo 20 de ani ca director și am trecut președinte la un comitet executiv, nu mai erau în listă la apartament nimeni. Era așa o situație că era în Soroca construite două case cu două apartamente pe pământ și nu vreau să treacă acolo că trebuie să facă foc. Vedeți, cerințele oamenilor sunt normale și sunt diferite. Adică rezolvarea acestor probleme la mine a fost permanent în activitate. După ce am ieșit la pensie, eu am mai lucrat vreo 12 ani și acum, vreun an și ceva, m-am învârtit prin jurul casă și am fost invitat, iată, în Uniunea Pensionară. Nu pot sta acasă. Și analizând situația pensionarilor din Moldova, ați văzut cifrele care le-a prezentat domnul președinte, niște cifre care te pun jos. Eu am să vă vorbesc despre un set a pensionarilor care sunt cel mai mult suferă. Pentru că sunt pensii enorme, nu știu cum le-au câștigat oamenii așa pensii, dar sunt stări financiare la pământ, cum se spune. Am vrut să zic că din 670.000 de pensionari, 55.000, adică 8,8% din toți pensionarii, sunt într-o stare că nu se pot îngriji, nu se pot întreține. Așa venituri și așa câștiguri au. Unii nu au pe nimeni. Dacă nu au pe nimeni, nu iau nici azilul, că ei nu pot plăti acolo. Adică o situație foarte grea. Și eu lucrez acum cu colegii la elaborarea unei concepții de creare în fiecare raion când e un centru a oamenilor în etate, unde să aibă toate condițiile acești oameni să trăiască viața acolo. Eu am analizat situații de ce este și în Canada și în alte țări în Canada și am vorbit cu oameni de ăștia care sunt acolo. Acolo statul la o categorie de oameni îi ajută cu 70.000 pe an, plătesc acolo unde ei sunt întreținuți. Adică eu nu spun că la toți trebuie dat, dar aceia care mai întâi trebuie de creat niște condiții, niște reguli, cine poate nimeri acolo, cu ce condiții, cum plătește el serviciile celea. Pentru că oamenii ăștia, de care vorbesc eu, știți ce au făcut ei? Au construit Moldova înfloritoare. Noi ne-am mândrit cu expresia asta. Dar la ce am adus-o acum? Ei, Doamne ferește! De atâta eu știu că ceea ce face acum partidul DA, vedeți, sunt cei mai activi, de fapt. Și în Parlamentul precedent, și acum sunt cei mai activi.
Eu cred că trebuie susținuți că împreună cu alte forțe de dreapta, noi avem temerea acum că forțe de dreapta nu ar nimeri dacă nu ne-am purta să alegem mai diferite grupe care vreau reintegrarea țării, vreau dezvoltarea țării. Așa că acolo e speranța. Eu vă spun că eu sunt deputat a poporului, ales în primul parlament, de oameni care și atunci vroiem să reintegrăm țara, dar n-am putut. Sunt cazuri, eu nu pot să le vorbesc aici, dar sunt situații care au putut fi înfăptuite, dar din pricina unor, și nu-i vina părții moldovenești, nu au fost realizate. Așa că eu vă propun și vă sfătui să ieșiți la votare cât mai mult, tot organizați, știți că da, e ceea ce rezolvă problema de care eu am spus. Mai sunt partide care sunt demne să fie acolo și ele pentru noi trebuie de votat, dar trebuie de ridicat și de susținut platforma da. Mulțumesc! Bravo! Mulțumim! Domnul ministru, îl rugăm pe domnul Nicolae Stratulat, ceva legat cu educația și cultura de la noi. Vă spun, dragii mei, la toți Hristos s-a anunțat. Uniunea pensionarilor este o uniune depolitizată. Noi azi suntem la conferință invitați din platformă, da? Cu scopul ca să cunoască toate greutățile care le au pensionarii noștri în Republică, ca să poată ajuta pensionarii. Noi, de mult, am adresat la postul Minister al Muncii ca pensiile să fie indexate. Cei care au până la 1000 cu 100%, până la 280% și așa mai departe. Nu ne-au auzit, au zis că Parlamentul rezolvă. Sunt oameni deputați care primesc de la 80.000 până la 800.000 lunar. Pe urmă, o organizație se dau faliment, ei le cumpără și iar pensionarii rămân cu greutăți. În ce privește asistența medicală? Pensionarii, majoritatea, n-au dinți. E obligat, a spus că trebuie fiecare să stea la rând, să-și pună proteze la dinți. Eu singur cu 3 ani în urmă m-am adresat, m-au întrebat câți ani am. Am spus 80 și au zis că mă te aduci acasă, moșule, că nu te mai aduci, nu te mai ajungi pe măta rândul, dar pensionarii nu pot mânca o cireașă, o piarjă, un măr, datorită greutăților care le are. Vreau să spun despre ajutoarele sociale. Nu trebuie să le dăm la Crăciun și la Paște, dar trebuie să facem în așa fel, ca omul să poată primi necesarul lui de a fi în viață, de a mai supraviețui, ca a lucrat, a activat, a construit, a reconstruit capitala, orașele, satele și la vremea de asta vai de capul lor că n-au ce poate primi un ceai cu zahăr, oriceva. Pensiile vechi au fost controlate până în 90, când batonul era 13 copeci. Acum un baton de 50 de ori s-a scunchit. Deci eu propun ca să revadă poate toate pensiile, ca fiecare om care a muncit să aibă dreptul să spună că slava Domnului că mi-ajunge ceea ce primesc. N-ajunge nici să plătească facturile care le primim noi pe an. De-amă despre pensionari s-a vorbit, care câți greutăți avem noi. Rog ca să nu fie implicați copiii în lucru pentru agitarea cu alegerile. Pentru că asta nu se permite și e chiar câteodată neplăcut să te uiți cum președintele cum prindea niște copii a omului fără să-i ceară, cum zice ceva, să simte că n-are dreptul acest lucru. Și termin, cum mi-a spus că sunt mai puțin, eu mă adresez la toți oamenii de bună credință. Pensionarii voluntari în toate sferele vieții noastre să fie văzuți, auziți, stimați, respectați
și remunerați. Ca toți cei care se străduie să facă, spună umărul, ca societatea noastră să trăiască mai bine, să fie auziți, mai spun o dată, văzuți, stimați, respectați și remunerați. Vă doresc la toți ca să fiți sănătoși, să ajungem până la toți pe data de 11 iulie, să ne dăm glasul nostru, dreptul nostru de vot oamenilor de bună credință, oamenilor onești, mai puțin tălhari să devină în Parlament, mai puțin șmecheri, mai puțin deputați care spun că ia că ați trăiți bine și după asta ei trăiesc bine, fac castele de lux, mașini de lux, dar noi, cum se spune, cum a fost, așa am rămas. Vin a noștri, se duc a noștri, dar noi rămânem ca proști. Mă scuzați, dar ce de făcut? Asta e societatea noastră, asta suntem noi, asta noi vrem, că așa să fie și cum vrem, așa va fi. Vă mulțumesc pentru atenție. Bravo. Stimați concetățeni, într-adevăr, după cum ați auzit și v-ați convins de faptul că nu o persoană desfășură acea situație care e la noi în Republica Moldova. Și nu odată membrii Consiliului de Administrație a Uniunii Pensionarilor au discutat pe această temă despre situația oamenilor de vârstă a treia, înaintând, după cum și s-a spus, înaintând în diferite instanțe, propuneri, păreri pentru a schimba situația acestor oameni. Și iată, analizând, într-adevăr, mai multe programe ale diferitor partide care tind spre aceea ca să primească locul cel binevenit și bun venit în Parlament, am ieșit la concluzia că cel mai apropiat, cel mai real program este programul prezentat de Platforma Demnitate și Adevăr, în frunte cu liderul său, domnul Andrei Năstase. Cine n-al știe pe domnul Slusar, cine n-al știe pe domnul Igor Munteanu, pe doamna Inga Grigoriu și toți ceilalți, cea mai organizată, cea mai activă echipă din toate partidele care au activat până acum și activează până pe data de 11, așa până la alegeri, vor activa în Parlamentul Republicii noastre. Reieșind din cele relatate, ne adresăm și noi suntem și ne pregătim, nu că ne adresăm, dar chiar ne pregătim, fiindcă am văzut, într-adevăr cu ochii noștri am văzut acel program de care îl prezintă sau prezentat de Platforma Demnitate și Adevăr și acele idei precăutate și apărute pe parcursul discuțiilor noastre, ele aproape identice. De atâta și colegii mei și eu personal susțin întru totul acel program prezentat de Platforma Demnitate și Adevăr. Și totodată vreau să dau citire unor momente, puncte, care lasă-le să fie gata pentru viitorul parlament sau parlamentar și guvernantat. 1. Să fie modificat sistemul actual de pensii, pensia minimă să fie cel puțin începând de la 3.000 lei și mai mult. 2. Ratificarea Convenției Internaționale cu privire la garanțiile sociale. 3. A fi monitorizate și verificate prețurile la cele mai importante mărfuri de consum curent, acționând contra cartelurilor de piață prin sancțiuni corespunzătoare practicilor din Uniunea Europeană. 4. De luptat cu practicarea salariilor în plic, completând bugetul de stat. 5. De adoptat legislația
permisivă pentru crearea pilonului 2 de pensii, care ar permite angajaților să-și asigure veniturile prin intermediul fondurilor private de pensii. 6. Crearea unui fond unic de sprijin financiar al oamenilor în etate. 7. Perfecționarea mecanismului desemnării procentuale a celor 2% din impozitul pe venit al oamenilor antrenați în câmpul muncii. 8. Elaborarea unei legi compensatorii în sprijinul oamenilor în etate cu scopul minimizării efectelor nefaste admise de guvernările precedente în procesul inflației și diminuării totalmente a economiilor de ținute de pensionari în casele de economii, cât și a derapajelor din timpul privatizării. 9. Crearea mecanismului de micșorare a decalajului dintre pensiile foarte mari și cele minimale, folosind practicile Uniunii Europene prin indexarea diferențiată și plafonarea acestora. 10. Concomitent cu majorarea salariilor angajaților din sfera bugetară, a medicilor, pedagogilor, specialiștilor din domeniul culturii, etc., să fie majorate pensiile în raport echitabil pensionarilor și ce au activat în aceleași domenii. Și ultimul, evidențierea și aprecierea după merit a pensionarilor care au contribuit substanțial la dezvoltarea economiei naționale, învățământului și culturii și a vieții sociale din țara noastră. Iată, aceste momente vă spun că, în principiu, tot ceea ce se referă la viața a oamenilor de vârsta a treia, oamenilor ajunși la vârsta înțelepciunii, coincide cu acele momente lansate în programul de activitate a Platformei Demnitate și Adevăr. Așa cum au spus colegii noștri, deși și mă repet, eu îndemn toată lumea în primul și în primul rând, pe data de 11 iulie să iasă activ, toți oamenii de vârsta a treia să iasă activ la votare, în primul rând, și în rândul 2, să ne gândim foarte și foarte atent, așa, pe cine votăm, ca într-adevăr să nu mai fie așa o situație cum este la momentul de față. Dacă sunt întrebări, poate din cei ce asistă, vă rog. E clar ce fel de întrebări. Eu știu. Nu sunt întrebări. Eu vă mulțumesc de prezență, de participare, vă mulțumesc dumneavoastră de participare și... La revedere! Da, veniți, ridicați-vă și veniți o lecție cât mai aproape, să facem o poză, dar împărțiți, vă rog, împărțiți. Da.